Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 20 ariari, FAO, anume Organizația pentru Alimentație și Agricultură, cu moto A, emitent Madagascar pe perioada a doua republică, monedă comemorativă circulantă în anul 1978, compoziție nichel, greutate 12 grame, diametru 30 de milimetri, grosimea 2,05 milimetri, formă rotundă, orientarea liniere monedă, sus, jos. Această monedă a fost demonetizată. Pe avers se află o stea peste valoarea scrisă în litere și cifre, înconjurată trei sferturi de o coroană. În scrisul, Republica Democratică Madagascană și anul monedei. Pe verso, ar trebui să fie un bărbat pe câmp cu un tractor, care ară pământul cu un plug cu discuri. Avem în scrisul 20 de ariari și mai jos patrie, revoluție, libertate. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 1978. A fost emisă într-un număr de 8.000.000 de bucăți, are o valoare nominală de $3.60, se găsește la vânzare cu valori cuprinse între $7 și $90. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi bună!